Cartea psalmilor este scrisă în mod repetat. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie și tot poporul să zică amin. Amin. Și tot în Cartea psalmilor stă scris și să fost citit în această seară, în psalmul 115, versetul 15, asta pentru dumneavoastră, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Prin harul Domnului am ajuns la dumneavoastră și ne-am bucurat în această seară de prezența Domnului și a frățietății. Și dacă Domnul ne ajută și ne dă har să rămânem în continuare, cum se spunea, cu inimile deschise și fie bunăvoința Domnului peste noi. Amin. În această seară am pe inimă să vă prezint un cuvânt din Scripturi și l-am intitulat Averea între har și jar. Și aș vrea să pornim, și dacă mă urmăriți din Scripturi foarte bine, eu recomand să fiu urmărit din Scripturi. La proiector se arată câte un verset, e drept în două limbi, dar în Scriptură vezi două pagini, câte două coloane. În primul rând, mă opresc la textul din Ioan, capitolul 12, un eveniment petrecut în Betania, cu 6 zile înainte de Paște, îl datează evanghelistul Ioan și scrie aici de la versetul 3, Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus i-a zis: lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele, pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Evenimentele legate de moartea Domnului au fost măsluite cu bani. Și vă voi aminti îndată că și cele legate de înviere au fost măsluite tot cu bani. După socoteala sumei cât valora, după datele ce le avem, cu un dinar pe zi, cu un leu, am zice că a fost mare indignarea lui Iuda, acolo a fost un consum de un salar de aproape pe un an de zile și s-a dus totul, bine că s-a dus spre slava lui Dumnezeu. În textele paralele din Matei 26 și Marcu 14 scrie că Iuda a reușit să-i provoace și pe unii dintre ucenici să fie indignați de risipa aceea. La ei a fost doar o slăbiciune, dar la el era o patimă. Nu știu cum a ajuns el casier și cu asta nu vreau să întristez vreun casier că-s de mare nevoie și toți administratorii adunării. Dar a avut slăbiciunea asta a banilor. Și pe fondul acesta și-a vândut și sufletul. Știți că de la acest eveniment a ajuns să-l vândă pe Domnul. Vă citesc ce spune Marcu, capitolul 14, în textul de care aminteam, de la versetul 10-11. Iuda Iscarioteanu, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă să le vândă pe Iisus. A scăpat banii de aici și a vrut să facă alții. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Poate el a cerut. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor, gândindu-se bietul de el la bani. Știți ce s-a întâmplat cu banii aceia? Spune în Matei 27, de la versetul 3,
Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, s-a dus înapoi cei 30 de arginți, a dat preoților și urma de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? Treaba ta. Deci ei nu au vrut să ia bani înapoi, dar el nu i-a mai suportat. Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Bietul de el. Mult n-a putut fenta că ucenicii au fost săraci. De ăștia 30 n-a avut noroc, cum zice românul. Și atunci mă întreb eu că de alte păcate a lui nu scrie în Biblie. Păi, pentru 15 lei să ajungi în iad. Când am zis de avere între har și jar, nu mi-a trecut prin cap să mă opresc numai la bogați. Și la toți, în mâna cărora au intrat măcar 2 lei, dar e cineva care n-a avut măcar 2 lei. Și o văduvă a avut 2 lei. Iuda n-a avut niciodată mulți bani, dar s-a vândut bietul de el pe bani puțini. Iuda n-a avut mulți bani, dar a avut multă lăcomie de bani. Și asta este o mare problemă, chiar în spectrul religios și în slujbele sfinte. Vă amintiți de bietul Simon din Samaria, ce cuvinte i-a spus Petru? Scrie în Fapte, la capitolul 8, citim cuvântul scris de evanghelistul Luca, greu cuvânt. După ce scrie în versetul 18 că le-a dat bani, nu știu, a apucat să ia, nu, ce titlu le-a dat la început, ce a spus despre donația lui: dați-mi și mie puterea aceasta ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar pe el îl interesea primirea Duhului Sfânt sau primirea banilor? Este clar. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine. Auzi? Să pierd cu banii tăi? Asta n-a fost posibil să poată să dea Duhul Sfânt și nu știu ce s-a mai ales de el. Exemple de genul acesta mai sunt și avem chiar anumite referințe generale în Scripturi. Mă opresc la 1 Timotei, la capitolul 6. Și nu-i vorba numai de cine predică și cine prorocește și cine cântă. Acum piața asta religioasă e destul de mare. Noastră știți câți bani se fac din domeniul religios? Când am vizitat prima dată Vaticanul, m-au uimit între altele multele tarabe din jurul clădirii, că fiecare vrea să ciupească ceva. Dacă e de sărbători, să face un târg, fiecare vrea să primească ceva pe tema asta religioasă. Domnul a vândut pe bani și de 2000 de ani, mulți bani vor să se facă pe seama lui. Scrie în 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 3, dar eu mă opresc doar la 5, de niște oameni care nu sunt treji la minte, stricați. N-au nici adevăr, dar bieții de ei cred că izvlavea este un izvor de câștig. Petru scrie la rândul lui în a doua Petru, capitolul 2, cu atenționarea să ne ferim de astfel de oameni. Versetul 3, în lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Pe vremea comunistă se pocăise un frate ce slujise în biserica ortodoxă și discuta cu un coleg: măi omule, tu nu vezi că ăsta e adevărul la pocăit? Și celălalt spune: măi văd, dar-i pită bună mă. Tu știi că înainte am lucrat pe tractor, vrei să mă scuturi iară tractorul? Bieții oameni, zice în Proverbe că omul se poate deda la păcat și pentru o bucată de pâine. De pâine, dar de cum pentru un salar sau pentru un alt câștig? Astfel de oameni vor pieri împreună cu banii lor. Eu zic, cum a zis Daniel către Nebucadnețar, tâlcuirea asta să nu fie pentru voi. Mă întorc la Maria, la textul din Ioan 12. Frumos gest. Casa asta din Betania e scumpă.
Maria a adunat banii, că unii o fac numai pe Marta harnică, dar ce, la Maria mirul a fost furat? Marta a lucrat, Maria a adunat banii și i-a dat. Lazar scutit că a fost bolnav. Și l-a turnat pe trupul Domnului Iisus. Și știți că sunt niște texte în paralele, una a turnat pe picioare, alta pe cap și întreabă, două, una, și eu le spun, măi, turnați unde vreți, turnați pe cap, pe picioare, dar turnați odată. Căci este mai frumos decât toate, a zis Domnul, scrie în textul din Marcu 14, de exemplu. Ea a făcut un lucru frumos pentru mine și eu predic în seara asta despre ea, că a zis Domnul Iisus că se va predica. Dar de ce a ținut Domnul neapărat să se spună ce a făcut femeia aceea? De ce a zis Domnul că e mai prioritar el decât săracii? Nu știu unde vă sunt orientate donațiile sau ce vă place mai mult. Eu vă spun din Scripturi, este mult mai importantă lucrarea Domnului decât nevoile săracilor, pentru că în primul caz e vorba de suflete, în al doilea numai de trupuri. Da, a spus Domnul. Și apostolii au zis, scrie în Galateni 2, că n-au uitat de sărași și să nu uităm, vor fi totdeauna. Dar mai important decât salvarea trupului, este mântuirea sufletului. De aceea Domnul să ne cerceteze cu o inimă bună, ca să dăruim pentru Domnul și să o facem cu bucurie. Eu nu spun cât să dăruiți. A fost fratele Nelu Gurău la noi și știți că dumnealui este consacrat pe domeniul zeciuielii. Cineva m-a întrebat după aceea, deci cât să dăm? A zis zeciuiala, am mai spus și de dărnicie, dar până la urmă cât îi ai? Zic, hai să vă lămuresc din Scriptură cât să dați. Scrie în a doua Corinteni, ne referim întâi la casa Domnului și apoi la nevoile financiare, pământești, care există și vor fi întotdeauna. A 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera. Cine seamănă mult, mult va se cera. Cât să dai, cât vrei să seceri. Dacă vrei să seceri puțin, să dai puțin, că atât aveți și se cera. Și Dumnezeu face mențiunea în versetul următor, prin Pavel, fiecare să dea cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, căci pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin. Și vreau să închei într-un ton pozitiv capitolul ăsta despre a face bani și a-i da pentru lucrarea Domnului, puțin sau mulți, cât îți este dat, la Dumnezeu s-o cotește în procente, nu în sume. Sau din cele sfinte să iei pentru tine și să pierzi împreună cu banii. Spuneam de ostași, hai să-i amintesc și pe ei și apoi să închei pozitiv, scrie în Matei 28, știți că ei erau martorii cei mai adevărați a învierii Domnului. Ei puteau să relateze învierea așa, tehnic, cum a fost, tot. Dar scrie aici că s-au dus și au raportat și citesc de la versetul 11, au spus preoților cele întâmplate, mă mir și de ăștia că au primit informația caldă. Ostașii nu le-au spus așa ca o poveste seacă. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor, rețineți, mulți bani, nu scrie, cât de vânt a fost vândut cu 30, cu cât a fost măsluit în vierea, nu știu. Și ei au luat bani, 15, și au făcut cum i-au învățat. Ce s-o fi ales de banii ăștia, ca și de ceilalți 30 al lui Iuda, nu știu. Dar vieții de ei posibil să se fi pierdut tocmai pentru că au luat bani. Dar încă e pozitiv, cum v-am spus. Deschideți cu mine Scriptura pe la 1 Cronici, acolo pe la sfârșit. Știți că Dumnezeu nu l-a lăsat pe David să construiască templu. Și la David tare i-a plăcut la templu, scrie în 27:4, în 65:4, Doamne, eu vreau să locuiesc numai la templu. Dar fac aici o mențiune. El avea casă de cedru și chivotul Domnului era într-un cort. Dar lui acolo îi plăcea. Mai fac și mențiunea că el nu mergea la anvon acolo.
Îl mai punea să cânte, dar numai în curte. Dar a zis că stă acolo ca și leviții care au zis că în curte face mai mult decât 1000 în altă parte. Și a zis, Doamne, vreau să-ți fac o casă. Dumnezeu a spus, nu tu, fiul tău. Și putea David să spună, gata, am înțeles, băiete, eu îmi duc pensia liniștit. Dar ce crezi că l-a potolit Dumnezeu? Nu. No. A zis, Doamne, nu mă las să fac, dar n-ai zis că nu mă las să-ți adun și materiale. Dar mai mult zice, Doamne, dar vreau să văd și eu cum va arăta templul. Și cum s-a rugat, știți că jumătate din psalm, exact jumătate s-a lui, până la urmă l-a înduplecat pe Dumnezeu și scrie în 1 Cronici 28, versetul 19, după descrie toate obiectele de cult, cum aveau să fie făcute. Știți, templul lui Solomon a fost mult mai vast decât cortul, era un lighean din coace, erau 10 și așa mai departe, o masă din coace 10. 28:19, toate acestea, a zis David, toate lucrările zvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul. Și îmi place mie să întreb uneori, ce poartă mâna lui Dumnezeu gravura lui în Scripturi? Și spun unii, cele 10 porunci, da, dar și schițele de la templu, auziți? Mi le-a făcut cunoscut Domnul însemnându-le înscris cu mâna lui. Nici nu știu cum mi le-a dat lui David. Și în ce privește partea materială, averea ca un har, David a fost bogat, a cucerit în jur, a primit daruri, argint, aur, 29:2. Asta îmi place enorm. Mi-am întrebuințat toate puterile. Era bătrân. Mai a fost și bolnav apoi, pentru casa Dumnezeului meu, aur, pentru ce trebuie, și enumeră multe, e unul dintre cele mai lungi versete din Biblie, versetul 2, versetul 3, este mai frumos. Mai mult, după ce a dat, a primit schițele, tot ce trebuie, atâta, trebuie, gata, proces verbal, nu trebuie mai mult. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Ăsta a semănat mult. Și enumeră cât a dat. Apoi, asta i-a motivat pe căpetenii. Versetul 8, cei ce aveau pietre scumpe le-au dat. Versetul 9, poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, că le dădeau cu dragă inimă. Și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. Tor pagina și se roagă el în versetul 12. Cam asta ar trebui să fie gândirea noastră despre bani în raport cu lucrarea Domnului. De la tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Versetul 14. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți putem aduce daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Dacă e de la Dumnezeu, nu lui trebuie să-i dai întâi? Acum versetul 17. Știu, Dumnezeule, că tu cercetezi inima, atenție. Dumnezeu se uită nu doar cât dai, ci cu ce intenție, câtă bucurie ai, câtă dăruire. Că tu iubești curăția de inimă, de aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele. Și-am văzut acum cu bucurie pe poporul tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile lui. Se spune între oameni că dacă vrei să împrăști o mulțime, să spui că se face colectă. Dacă vrei să-i aduci, să spui că le dai bani. La Dumnezeu nu e așa. Ăștia s-au adunat de bunăvoie și i-au dat Domnului. Doamne Dumnezeule, ține aceste porniri și aceste gânduri și întărește poporului inima în tine. Doamne, ajută-ne și nouă. Când e vorba de cele sfinte, pentru noi averea să fie har, să nu fie jar, să pierim împreună cu banii. Amin. Trec la un alt domeniu, dar tot despre asta vorbim. În viața de familie, de fapt acolo se adună fondurile bănești, nu? Acolo sunt cheltuielile cele mai mari. La dumneavoastră acasă, averea este har sau este jar? Zice în Proverbe, să nu vă citesc toate versetele, că un lacom își turbură casa. Vă amintiți de bietul Anania și Safira? Că de la bani au murit. Dar au și dat ceva la adunare, nu? La punctul întâi, zice că
I-am notat cu ceva, dar acasă s-au înțeles ei ceva ce n-a fost corect înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu se uită întotdeauna la felul în care gândim, la felul în care slujim. Știu o întâmplare de la bunicul lui Eliab, care a dat aici un cuvânt, spunea fratele Ion Bec, că un creștin a avut un mare necas, a zis: Doamne, dacă mă scapi, dau o vacă în numele Domnului. Da, Dumnezeu l-a ajutat, că doar este ceva prea greu pentru Domnul. Dar bietul om a zis: măi, dar pentru atâta de puțin să dau o vacă, era pe vremea lui Ceaușescu o vacă 2000 de lei. Și a făcut un plan, s-a înțeles cu nevasta și a ajuns la piață cu vaca, dar a adus și cocoșul de vânzare. Și întreba oamenii: de vânzare vaca, de vânzare, dar numai cu cocoșul o dau. Pă cum? Zice: așa ai făcut prețul, cocoșul 2000, vaca 50 de lei. Păi cum, omule, eu numai așa le dau. Ați priceput de ce vaca avea numai 50 de lei eticheta, nu? Ca să nu fie nevoie să dea prea mult la Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu nu i-a trebuit și nu a primit nici cei 50 de lei. Anania și Safira s-au pierdut, nu pe fondul altor păcate. Vă dau un alt caz grav. Deschid la cartea Iosua, la capitolul 7. Spune Scriptura despre poporul ajuns în Canaan. Știți că în pustie un rând de haine, aceeași încălțăminte, același meniu, odată a fost altfel, dar nu a fost bine. Și bietul Acan, când a văzut alte lucruri, poate a fost dintre cei născuți în pustie, a luat ceva din ce era dat spre nimicire și scrie în 7 cu versetul 21: am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear. Vă plac hainele așa? 200 de sicli de argint, o placă de aur, greutate 50 de sicli, știa la fiecare ce și cât costă, nu? Le-am poftit, le-am luat, iată sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul e pus sub ele. A apucat să o poarte, a folosit bănuții la ceva, a rămas cu truda să sape groapa și de fapt și-a săpat groapa. Știți că n-a murit numai el, ci toată casa? Versetul 24. Au luat pe Acan argintul, mai întâi ăștia, și-o luat el, apoi fii, fiicele, boi, măgari, oile, cortul, tot ce erau lui și i-au ars în foc. Ce-a fost averea pentru Acan? Jar. Și-a ars pentru ceva ce n-a apucat să folosească. Să vă dau alt caz din Scripturi, că e plină Scriptura de astfel de exemple legat de probleme financiare, de avere, de felul în care economisim, de felul în care cheltuim. Luca la capitolul 12 spunea Domnul că a venit cineva la el și i-a zis: știți, împart averea. Și spune Domnul, versetul 15, după ce i-a spus că nu judecă astfel de caz: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Rețineți, nu numai de bani, de lăcomie de bani. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și dă cazul, știți, nu? Eu m-am gândit cândva dacă nu cumva omul care a rădit țară n-a fost tocmai tatăl ăsta de la cărui avere se certau, nu știu. Și-a crezut că asta îl va împlini sufletește, dar n-am apucat să le guste nici din punct de vedere trupește. Și Dumnezeu l-a numit, cum mi-ar fi greu să-l numim, cum mi-a zis? Nebunule, dat bani, a știut să învârtă. Dar nu într-un mod înțelept. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Dumneavoastră știți care au fost capetele de acuzare ale evreilor când Dumnezeu i-a condamnat la robie? Primul cap de acuzare, cea mai mare vinovăție, a fost idolatria.
Dar încă un alt cap de acuzare destul de vinovat, pentru care Dumnezeu a spus Namos că nu iartă, a fost legat de cele materiale și financiare. Hai să vă citesc. Scrie, vă citesc mai întâi din Isaia, din capitolul 3, cu siguranță că v-ați mai întâlnit cu textul acela unde scrie de garderoba feminină de atunci. Poate acum îmi spune că ăsta nu-i mare lucru când găsești un braț de haine la un dolar. Dar atunci era ceva. Dar ascultați care era problema. Scrie de la versetul 14, Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului său și cu mai mari lui. Voi ați mâncat via. Concret, prada luată de la sărac este în casele voastre. Cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul meu și apăsați pe săraci, zice Domnul? Dar de fapt ce se întâmplă acum? Adică prada luată de la săraci era la ei acasă. Scrie în Amos că doamnele ziceau, dați-ne săben, cumpărați-ne asta. Este descrisă în cartea Ezechiel o piață ce se vindea atunci cu mărfuri de la Arab, de la Tir, din Sidon, ce veneau pe mare. Și zice în 3:12 că poporul a suprit de niște femei și de niște copii. Acum, stimate surori și fetelor și băieților, voi la soți și la tați le pretindeți mulți bani. S-a dus o familie în vizită la alta și gazda arată mobila și sora musafirii zice și eu vreau să-mi cumpăr de asta. Și bărbatul mai cerebrat spune, a, câte ore suplimentare înseamnă asta, credit. L-a făcut deja socoteala. Și doamnele astea și copiii care vor și telefon, cum apare al model și haine și computer și mașină și toate, și atunci nu puteai, că nu erau bani să iei pe credit, singura șansă era să înșeli, să nedreptățești pe săraci și să faci rost de bani, că acasă se cereau. Și scrie, să vă citesc din Amos ce se întâmpla atunci și să sperăm că la dumneavoastră acasă nimeni nu se ceartă pentru bani și nimeni nu vrea mai mulți. Amos, capitolul 2, versetul 8, sentind fiecare lângă altar cu haine luate zăloc și beau în casa Dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei. Capitolul 8, versetul 4, mâncați pe cel lipsit, prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Ziceți, când va trece luna nouă să vinde în grâu și sabatul, să deschidem grânarele, să micșorăm efa, să mărim siclu, să strâmbăm cumpăna, să înselem atenție. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte, că voia Doamna, cum scrie acolo în Isaia 3, cum să nu se supere surorile, că sunt și unii bărbați lacom și vor multe, că ăla din pildă era bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire, nu femeie. Domnul a jurat și a zis, niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Scrie și în capitolul 5, aici cum se întindeau, e vorba de mobilă ce aveau, de ustensile, de bucătărie. Capitolul 6, îi lăsăm în pace că s-au dus cu toate pe apă. Și mă întorc la Isaia 3 să vă dau o explicație. Știți ce s-a întâmplat atunci când în casele lor, din punct de vedere material, a intrat lăcomia, a intrat nedreptatea și au fost corupți din acest punct de vedere. Versetul 25 din 3. Bărbații vor cădea uciși de sabie și viteji în luptă. Și acum 4:1, aici e deslegarea. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și voi zice, atenție, vom mânca însăși pâinea noastră. Și ne vom îmbrăca cu însăși hainele noastre, numai să nu mai fim văduve. Întrebare. De ce au zis că se vor îngriji ele de pâine și de haine și nu vor cere asta la bărbați? Scrie în Exod 21 că un bărbat, dacă voia să mai ia încă o nevastă, că atunci era admisă poligamia, trebuia să-i asigure 3 lucruri. 21 cu versetul 10. Hrană, îmbrăcăminte și dreptul ei de soție. Înțelegeți ce e asta? Și acum ele au zis, nu mai pretindem nici cât ne oferea legea, subzistență, hrană și îmbrăcăminte, numai de a mă avea bărbat. Dar până ați avut cum a fost?
Păi am pretins marea cu sarea. Măi băieți, voi să vă luați fete smerite, pocăite, cu astea nu o să aveți probleme ca și ăștia. Și fetelor și voi, să nu vă luați neapărat după cei ce știu să învârtă bani oricum, că zice în proverbe, să vă citesc ce ar fi de prețuit în privința aceasta, să mă ascultați bine ca să nu pățiți mai târziu 19:1. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze străcate și nebun. Dacă a făcut avere că Dumnezeu i-a dat o slavă Domnului că o să aibă și adunarea. Dar dacă a făcut avere într-un mod nedrept, atunci să nu ți-l dorești. Spune tot aici, în 22, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Doamne, ajută-ne să fim curați și corecți la noi acasă. Că vă citesc ceva din 1 Timotei, din capitolul 6, hai să mă opresc așa și în Iacov, la capitolul 5, ca să vedeți, scrie acolo, v-am spus că pentru unii jar. Iacov, capitolul 5, zice, versetul 3, aurul și argintul vostru au ruginit, ruginea lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. Dar de ce? Versetul 4. Plata lucrătorul care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune, strigă. Eu sunt economist de profesie și știu cum se lucrează cu contabilitate și cu bani. Te poți justifica atât încadrarea, cu atâta ne-am înțeles. Dar e și corect înaintea lui Dumnezeu felul în care s-a făcut târgul, înțelegerea? Sau va spune cineva cum scrie în Osea? Zice, eu sunt un negustor corect. Dumnezeu știe fiecare cât este de corect și de drept. Că noi de când cu firme, cu intermediari, cu reclame, ci că unul vrea să-și vândă o fermă. Și o dă la o agenție și ticluiesc ăștia un anunț din ăla minune, ziceai că e un peisaj pictat din rai. Și acum el căuta între anunțul să-și cumpere și el altă fermă. Și când o dat de anunțul lui, nu băga seama de detalii, și asta vreau să cumpăr, stai că asta e a ta. Păi asta nu-i bună, dar eu așa am colorat-o ca să o poți vinde. Și toate astea de regulă sunt în contabilitatea casei noastre. Și citez acum din 1 Timotei, din capitolul 6, și ce vă citesc e din Scriptură, greu m-am hotărât să vă predic asta, că am venit pentru prima dată la dumneavoastră, să nu creadă cineva că mă leg de voi. Da, dar știți cum e? Hai să fac aici o paranteză. Noi, predicatorii, avem o mare problemă. Ce cuvânt să transmitem? Îmi spunea un prieten din Austria, a visat într-o noapte că a venit un bătrân în haine albe la el și zice, auzi, când o să te întâlnești cu Dumnezeu, nu o să te întrebe ce ai făcut, că ai vrut tu să faci. O să te întrebe dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Deci tu ai fost chemat să fii proroc, dar de când tu nu mai prorocești și i-o dat cu număr câte prorocii trebuiau transmise, dintre care i-o spus tot cu număr câte erau de maximă importanță. Când mi-a povestit ce frate de o lună de atunci, dar stau cu teamă, mi-a spus că mă întreabă dacă am făcut ce m-a pus să fac. Și scrie Pavel în Corinteni 9, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Măi, așa liniștit dorm după ce am spus că asta trebuia să spun, acum că predicăm mai slăbuți, vorba aceea, uneori și când predicăm mai mulți ne scuzați că un meseriaș mai slab cheltuie mai multă vreme pe o treabă care un meseriaș mai bun o făcea mai repede. Dar să putem transmite ceea ce Dumnezeu ne pune să spunem. Și sunt încredințat și liniștit că asta trebuia să spun. 1 Timotei 6, de la versetul 6. Negreșit. Mai înțelegi românește ce înseamnă asta, nu? Adică e fără îndoială. Evlavia, acea stare care e valabilă pentru viața asta, cu continuitate în cea eternă, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Cum adică? Zice, noi suntem sărași de două ori, versetul 7. N-am adus nimic când venim, nici când plecăm, nu?
Dacă avem dar cu ce să ne hrănim, nevoi interioare, cu ce să ne îmbrăcăm, nevoi exterioare, ne va fi? Dar cine trage linie și spune că e de ajuns? Acum ascultați. Nu scrie, nu știu care cât e de bogat, nu știu și nu mă interesează, n-am venit să fac revizie contabil la nimeni. Cei ce vor să se îmbogățească, nu cei ce se îmbogățească, cei ce vor, s-ar putea toată viața să n-apuși la bani, dar să-ți fi dorit toată viața, să nu știe nimeni, dar Dumnezeu știe. Cei ce vor să îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, sărmane de ei, care cufundă pe oameni în prăpăs și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor. E o mare problemă. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și măcar dacă o duceau bine aici, s-au străpus singur cu o mulțime de chinuri. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Să ne rugăm ca înțeleptul că nu e ușor să fii bogat, cum nu e nici ușor să fii sărac tare. De-aia a zis, Doamne, pe mine păzește-mă de extremele astea, de bogăție și de sărăcie, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat-o până aici. Și vreau să închei iar în ton pozitiv legat de viața de familie, dându-vă un exemplu pozitiv, un om cu bani, curat și credincios, Avram. Scrie în Genesa 13 că s-a evit un scandal pe teme materiale între angajații lui, robii, cum era atunci, a lui Lot. Și în versetul 8, Avram i-a zis, te rog, adică insist, să nu fie ceartă între mine și tine, nici între angajații noștri. Și propun să alegi tu. Spuneți-mi, te poți certa cu un astfel de om? N-ai cum. Alege tu ce vrei, poftim, Lot. Și ce și-a ales Lot, nu? Cerea mai frumos. E ca și în întâmplarea aia cu doi copii. A fost o bucată de prăjitură mai mare și una mai mică. Și unul și-a ales pe cea mai mare și celălalt a zis, bă, dar e frumos, alegi tu pe cea mai mare? Zice, nu, dar tu cum procedai? Zice, eu le-am pe cea mai mică. Atunci stai liniștit că aia ți-a rămas. Dar câți dintre noi gândim așa? Sau facem așa? Și scrie aici în continuare că Lot și-a ales, cum știți, Sodoma. Și ce și-au ales? Har sau jar? Jar. Au ars tot. Beata soția lui, după ce s-o fi uitat înapoi? Măi, când o să ardă America? Dar arde și Europa, nu? Nu știu care arde întâi, dar arde odată, nu? De ce s-o fi uitat înapoi? Nu știu. Dar scrie că Lot și-a ales asta pentru că era ceva acolo. Și ce-mi place, scrie în 14:22, după ce în 21 îi spune împăratul Sodomei, uite, știți cum e în război, e cu pradă de război, cu despăgubiri, zice, ține tu bogățiile pentru tine. Zice, îți mulțumim să-mi dai oamenii înapoi. Și Avram a răspuns, ridic mâna pe Dumnezeu care le-a creat pe toate, când și jur, stai gândit cu mine, că nu voi lua nimic din ce este al tău, nici măcar un fir de ață și o curea de încălțăminte. Că a zis Domnul Luca 16:10, cine e credincios în cele mici, credincios și cele mari, ce frumos! Putea să ia! Ar fi putut să zic că ai văzut Lot! Le-ai vrut tu, dar mie, acum mi le-a dat Dumnezeu mie! Nu! N-a vrut să ia nimic. Și scrie în 15, în românește nu este asta în evidență, dar am înțeles că în originalul evresc este asta mult mai mult în evidență, unde spune Dumnezeu, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, adică Avrame, eu te răsplătesc pe tine. L-a binecuvântat Dumnezeu pe Avram? Lot a rămas într-o peșteră, dar despre Avram scrie în 24 cu versetul 1, Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Și Avram când a fost să cumpere un teren, știți, de cimitir, a vrut să îl dea fără bani, l-a vrut fără bani? Nu. No. În casa lui n-a intrat nedreptatea, Dumnezeu i-a dat, dar a fost liniștit, așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi.
să vă dea Dumnezeu, să stăpâniți cu bucurie și să știți că nu puterea mâinii noastre face să avem ceva, ci binecuvântarea lui Dumnezeu. Numele Domnului să fie slăvit. Și mi-a mai rămas un domeniu și mă opresc. V-am spus de bani în cele sfinte, v-am spus de bani și de avere pe acasă, dar noi mai avem încă un domeniu a relațiilor în societate. Aici cum facem? Îmi spunea un frate în Atena, avea o echipă care munceau în construcții și îl cheamă într-o zi un proiectant sau arhitect cerea și spune, auzi, facem o casă mare la un medic. Ce știi cum e la noi în Grecia, ca la voi în România, ai bacșiș la medici, ăștia au bani. Facem un deviz mai mare, am făcut calculul, mie rămâne 1500 de euro în plus și vouă la fiecare din echipă 500 de euro. Băieți, bani frumoși. Și așa la pripeală, românul neinspirat pe moment, a zis gata. Dar fratele ăsta, Ghiță Barna, avea un grup care cânta, zice, după ce am făcut înțelegerea asta, nu mai puteam cânta. Și a rămas așa, nu mai știu, o stămână, două, se duce înapoi la proiectant, spune, domnule, nu-s de acord, nu pot, nu-i corect. Și a spus, ce crezi că mi-e convine să pierd 1500 de euro, că aveți voi teoriile voastre religioase? Și fratele spune, m-am gândit și v-am adus banii, uite aici sunt 1500 de euro. Ha, mi-i dai mie? Ai zis chiar că sunteți proști. Nici o problemă. El mi-a povestit, ce frate, când am ieșit de acolo după ce i-am dat banii, nu numai că puteam cânta, mi-a venit cântare să o compun. Treci un timp și ne cheamă. Spune, băi, vieți, hai încoace. De data asta am un proiect mai mare, dar aici nu se poate fenta, ăsta îl fac cu voi. Și ce Dumnezeu ne-a dat după aceea, că Dumnezeu vrea să vadă în societate, nu, că nu-i drept cum au zis Voltaire, ateu francez, că atunci când e vorba de bani, toți oamenii au aceeași religie. Nu! Noi avem un Dumnezeu corect și curat, care ne cere și la capitolul bani, zis de bietul Balam, am pocăit, proroc, ne-am dorit așa ceva, scrie în Numeri că vedea vedenii cu ochii deschiși, auzi. Îmi spunea un frate proroc din Baia Mare că, fac aici o paranteză, uneori predicatorii ne mai rătăcim că e câte unul în altă parte, trebuie să-i dai și la ăla ceva. Și zice, predica Moise Lucaș de la Orăștie despre Balam că vede vedenii cu ochii deschiși. Doamne, și eu vă vedenii, dar numai cu ochii închiși. Și dintr-o dată cu ochii deschiși văd în stânga și în dreapta lui câte un înger la amvon. Fratele Ionică Vlaș, un păstor la Baia Mare, a avut experiența asta. Și în mâna unui înger văd așa o suliță, dacă o undiță, se lungește așa și ajunge până al treilea rând la bărbați, la fruntea unui om, așa se deschide cutia craniană, văd acolo un chiac de sânge pe creier, îl sugativează, închide înapoi și din vedenia dispare. La urmă merge și spune la slujitor, cine e omul ăla? E un prieten ce vine la noi la adunare, are dureri mari de cap, dacă nu are cancer sau ceva are. Și fratele spune, din seara asta e vindecat. Dar de unde știi? Am văzut eu. M-a făcut domnul operația. Și s-a făcut omul sănătos. După o vreme s-a dus pe acolo și a spus, unde e omul care l-a vindecat Dumnezeu sănătos? Sănătos, da? Nu s-a pocăit? Nu. Că nevastă le-a spus că să lasă de el dacă se pocăiește și nu s-a pocăit. Ce trist. Și un astfel de om care avea astfel de vedenii a fost chemat de Balac și a spus că e de bani. Scrie în 22 cu versetul 7 că au adus daruri. A refuzat să meargă. Și a venit cu alte daruri. Alte căpetenii mai de seamă. A spus că e de cinste. Și scapă Balam o vorbă. A dovedit că e vulnerabil aici. 22 cu 18. Să-mi dea Balac chiar și casa lui în plin de argint și de aur și tot n-aș putea face... Atenție, niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului. De ce a zis de bani? Acolo l-a dus gândul. Și drept dovadă că e așa, scrie și în 24 cu 13. A repetat expresia asta. Să-mi da Bala chiar casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac. Dar cum de-a făcut?
Aici a fost slăbiciunea lui. Mare atenție! Și știți că a prorocit bine o dată, de două ori, de trei ori, dar nu a putut pleca în țară fără bani. Că zice în Iuda, să nu mai citești, și în a doua Petru, că a avut dorința de câștig. Vedeți? A fost vulnerabil la capitolul acesta. Și le-a dat un sfat greșit și nu s-a mai întors în țară. N-a mai folosit nici el banii, bietul de el. Și s-a pierdut. Spunea cineva că s-a dus la un... sau cine a povestit, să nu greșesc. Era după Revoluție, se împărțeau, se mai dădeau terenuri înapoi, oamenii mai dobândeau drepturi și merge la unul. Era primar sau ceva care trebuia să dea o semnătură. Păi ce... S-am adus aici, aș ție un plic. Și spune, mă, nu pot că e ilegal. Mai stă o vreme și aduce, zice, măi, ți-am pus mai mult, dar nu mai pot nicio mai mult, că și eu sărac. Mă, nu pot că e ilegal. Și vine a treia oară, zice, acum am pus, uite cât ți-am pus. Și funcționarul spune, ieși afară, ieși afară. Băi, nu mă servești una, dar de un colo am fost colegi să mă dai afară. De ce știi de ce te dau afară? Că mi-ai adus exact cât sunt eu dator și mă tem că semnez că tocmai de banii ăștia aveam nevoie. Îmi spunea un frate, proroc, măi, m-a lăsat cineva să-i vând o casă și mi-a spus suma minimă cu cât pot să o dau. Eu am vândut-o peste suma când mi-a zis el exact cât sunt eu dator, că acum m-am amintit, ce să fac, să-i spun ori să nu-i spun, dar eu îi dau banii cât a zis. Ce ai face? Doamne, să ne dea Domnul examen la materia asta sau să ne dea la alta? Cum vi se pare mai ușor? Că la unii dacă le dai examen la capitolul cu bani sunt curați lacrimă, la alții? Dumnezeu care ne cunoaște să se îndure de noi și să nu ne lase să facem greșeli de felul acesta. Ca relațiile cu cei de afară, Să ne mânjim, să slujim mamonei. Și vreau să mă apropii de încheiere spunându-vă cuvintele Domnului din Matei capitolul 6. Acolo cred că este un sfat spus de Domnul ăsta, e de cea mai mare calitate. Vă rog să rețineți, Domnul n-a spus să n-adune oamenii bani. A zis în versetul 19 să nu vă strângeți comori pe pământ. Atunci spune, gata, Doamne, fără bani, să nu strângem comori. Dar nu-i punct aici. A spus să nu strângă din două motive. Unu, că sunt foarte perisabile, le mănâncă molile, le fură hoții și rugina. Al doilea motiv e grozav, îl spun îndată. Versetul 20. Strângeți-vă comori. Asta înseamnă să ai bani. Dar unde? În cer. Și cum îi se strângi comori în cer? V-am spus de la început, mai întâi să le strângi corect, ca să-i primească Dumnezeu, că scrie în Deuteronom că își câștigă unui câine sau unui curve, nu-i trebuie la Dumnezeu. La casa Domnului nu le primește. Și apoi să le dai pentru lucrare, după aceea să-ți aduci aminte și de săraci. Dar este ceva mai frumos decât atâta. Că să le adune acolo. Și eu am o vorbă, le spun la frați și la surori. Așa e că atunci când vine Domnul, care avem ceva, am vrea să ducem averea cu noi în rai. Să nu rămână aici sard, așa e? Dar am un anunț. Marfa să trimite înainte când vine Domnul numai transport de persoane. Atunci, dacă ar adăuga Domnul și vagoane de marfă, Doamne, stai că ne punem tot, că așa e să ne strângem în cer nouă, marfa înainte. Și nici nu trebuie neapărat trimisă departe. A spus Domnul că se ivesc astfel de ocazii. Dar acum, atenție, și asta e încheierea, 21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima, și acum pun întrebarea de fond. Poate fi cineva pocăit adevărat dacă la capitolul material nu e în regulă? Nu. Unde-i comoara și se referă la cele materiale, acolo ți este inima. Dacă ești corect la capitolul bani și avere, ai șanse să fii pocăit.
Dacă la capitolul ăsta ai probleme, să nu îmi spui că ți este inima rai și mâinile băgate într-amă două buzunarele. Că nu se poate. Evreii au ieșit din Egipt cu daruri de la egipteni. Și tot le-a fost gândul înapoi la ce mâncaseră deja. Da, dacă ieșeau fără daruri. Da, dacă lăsau averea acolo. Îi scăpa Moise într-o noapte, nu mi-a găsea pe dimineață. Că Domnul știe că noi suntem oameni și suntem legați de materie, de existența asta. De aceea a zis Domnul să fim corecți, curați, să dăruim, ca să fim mântuiți. Scrie în Marcu 10 că la... i-a făcut Domnul așa un film la bogat. Și a spus să-ți lipsește un lucru, să ia acolo, s-a uitat țintă, l-a filmat, așa a făcut raze, și l-a iubit. Și a zis, ți-ți lipsește un lucru. Pe tine nu te pot mântui cu avere. Că ești prea legat de ea. Și Domnul i-a propus o afacere de nota 20. Urmau să vină romanii, să distrugă tot, a spus, auzi, mută-ți comoara în cer. Știți ce o să acolo? Vei avea o comoară. Când au venit romanii, n-a rămas nimic de avere. Asta n-a înțeles, el n-a prins ideea asta. Că are în cer o comoară și apoi a spus să-l urmeze. Poate îi dădea Domnul ceva darul și ajungea un ucenic de valoare. A pierdut de două ori. Că Dumnezeu nu doar că vrea să ne mântuiască, Dumnezeu vrea la întâlnirea din cer să ne și premieze. Dacă ești corect la capitolul acesta, unde ți este comoara, acolo ți este și inima. Și dacă ți-ai și strâns comori acolo, păi tu te duci câștigat. Ce frumos! Doamne, îți mulțumim că ai aranjat așa frumos lucrurile. Dumnezeu putea să ne amendeze, când acolo Dumnezeu cu ce ne-a dat, cu bogății nedrepte, vrea tot pe noi să ne premieze. O, adâncul înțelepciunii lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea har. Să vă dea cele necesare, să strângeți sus și să nu uitați versetul ăsta cheie. Unde ți este comoara, acolo ți este și inima. Fericita Maria și bietul Iuda. Unde a fost comoara, acolo a fost și inima. De aceea a spus Domnul, scrieți în 33, căutați mai întâi părăția lui Dumnezeu, căutați-o și sub acest aspect. Și Domnul să vă dea, am eu o vorbă care o spun, să vă dea Domnul și ce n-aș cerut. Și închei cu două, trei versete, câte sunt acolo, 1 Timotei 6, de la 17 la 19. Astea nu se poate să nu vă placă. Îndeamnă-i pe bogați. O să spuneți de nu suntem bogați. Hai, lasați-mă că față de în Africa, și eu sunt bogat față de ea din Africa. Toți suntem bogați față de năcăjiții aia, de pe nu știu unde, până Burundi și de până Guinea, Bissau, că numai în capitală este curent electric, auzi? Să nu se îngânfe. Se spune că la evrei nu se zice eu am și la mine se află. E mare diferență. Apoi doi, să nu spună nădeaște niște bogății nestatornice, averea e cu aripi. Scrie în Biblia asta. Ci în Dumnezeu, ascultați, care ne dă toate lucrurile și ne le dă din belșug să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine și asta am încercat să fac. Să fie bogați în fapte bune. Auzi, unii sunt bogați de trei ori și unii numai o dată. Unii sunt bogați numai aici, alții sunt bogați de trei ori. Bogați aici, bogați în fapte bune și bogați în rai. Interesant, nu? Asta vrea Dumnezeu, să fie bogat de trei ori. Să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simt împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Doamne, ajută-ne să ajungem bogați în adevărata viață. Amin.